Salut, băieți! Sunt Zăpăcitul și suntem pe serverul meu de teste. Cum se vede, am mai modificat textura, mapa și totul. De fapt, clientul propriu zis, cât de cât OP. Nivelul maxim, cum puteți observa, este de 150. Ratele vor fi 1000. Se va numi Metin de Limit. Frumos. Două inventare, o să mai pun evoluții până la beta decât bonusuri fixe, rata la tirar 100%. Să începem cu prezentarea shop-urilor, să vă arăt ce am mai modificat și ce am mai făcut. Trade item, toate poțiunile. Bine, cred că o să-l fac serverul PvP sau PvM, PvP-PvM, dar nu știu sigur. Upgrade-uri cu plus și fără plus. Pietrele, toate pietrele plus 4, rata 100%, item shop, critice și pătrunzătoare, manti, se vă va testa o piatra pentru 2 la 1 an, la 1 sau an, așa, caldă nivel 21 și marmură binecuvântată. Aici avem mapele, o să vi le prezint mai târziu. La ăsta avem sistem de crafting pentru peturi. Peturi cu apărări. Cum este acest Azarel? Baby Azarel, bineînțeles. La învățători. M-am gândit să fac ceva. Nu cred că este diferit. Nu cred că este nou, dar bine, am încercat. Frezele cu apărări. Tare împotriva. Cu tare împotriva și... și un cu HP. Au rase, tărie împotriva animalelor, împotriva sura, oar și au și împotriva mobilor. Nu cred că s-au mai despre de servă, dar încercă și eu. Încustor de arme, toate armele, în afară de arma de 65 bătălie și otrăvita, 4.000 farmate, așa sunt la fiecare caracter în parte. Uitați, ninja, sura, și cu coiful de vigoare. Shaman. Iteme de nivel de nivel 54, papuci, tot. Coiful de 41 va trebui farmat. Armuri, antiguar. Oare ați făcut tot în afară de oțel care va fi farmabil. În mapa de farmat o să vedeți care este. Totul plus 0, tot. Primul level alt repede, se face foarte repede. A lăsat upgrade-urile la dispoziție. Evoluțiile clasice. Triton Sword, Farb. Din Triton avem inscripționată. Așa. Dacă încep. Partizan, lama solară, bineînțeles. Aici avem să distrugem itemele. Uitați, itemul a fost eliminat. Marmura v-am arătat unde se dă. Depozit. Gumu Young Shop. Uitați, să cumpărați din vouri. Serverul este, cum să vă spun eu vouă, este oarecum română-englez, adică are mai multe limbi, i-am pus, și română printre care, dar nu este română-română, adică nu este tot 100% tradus. Mă voi ocupa să-l traduc, mă voi ocupa să fac și chestia aceasta, să traduc serverul, switchbot-ul pe F5, switchbot creație proprie. Bonusurile pică fixe, adică sunt bonusuri fixe, 15-15, i-am adăugat marmura să vede. Puteți să dați X, că el tot continuă, uitați, apăsați R5 dacă o doriți, pe F9 dacă apăs să oprește filmarea și acolo mai este tot un switchbot, tot în română. Inel pentru schimbarea regatului, pentru item shop.
După ce se termină acest item de bonus, vă voi arăta mapele speciale de farmat și celelalte. Ca să mai scot o apărare sau... Da, mai scot pumnalul ca să prindă mai bani, uitați. Ok, pula. Bonusul. Uitați, să avem un pumnal scopăt 15-15, 3500 PV. Așa am vrut să-i adaug. Așa, trage mapul. Aici avem mapa PvP, unde se vor ține unde se va ține evenimentul PvP, care presupun că o să-l organizez dacă voi deschide serverul, dar sunt oarecum în dubii ce să fac, să-l deschid serverul sau să-l păstrez decât pentru teste. Asta vă rog pe voi să îmi spuneți în comentarii ce vreți să fac cu acest server, să-l păstrez sau să îl țin de teste. Uitați, PvP frumos, aici eventul PvP, un adversar aici, un adversar aici și juriul. Să trecem mai departe. Aici am adăugat un shop. Mapă farm nivel 1. Aici sunt mapele farm, adică cu pietre metin de la nivel 40 până la nivel 90. Pentru a dropa farma iteme, voi curte sau ce doriți voi. Uitați, 45 cu o nouă interfață, bineînțeles, a pietrelor metin. Mapa beta, acestea sunt mapele beta, cele clasice, și aici avem mapa de nivel 110. Uitați, mapa de nivel 110, cu boșii de pe server, cu toți boșii de pe server. Ia, voi încerca să omor câțiva boși, un dragon de tinde. Nu cred că o să-mi pice drog, deoarece este un nivel cam mare. A, ba da, uitați. Uitați, deci se poate dropa și la nivel 150. Acadea, globuri pică câte două gheare, balanțe, inel, semilună. Acadea, uitați. Magazin general și mapa beta, mapa de crescut pentru orice eventualitate. Atacombe tot funcționabil. Ia, dragonul oră. Și am murit deoarece n-am item cu mine. Iar am murit. Trebuie să-mi refac HP înainte. Tu dragonul tău. Da, acesta nu pică nimica, deoarece nivelul prea mic. Ia, mai batem și în general. Nu sună telefonul, dar asta e. Cine? Capitan Sotau. Ia. Ia la Sandro. Mai bă, serios, chiar așa trebuie să mor de fiecare dată, ce... N-am mai teme pe mine, nu se poate vedea tot cu armură și o armă. Că nu prea întrebe, adică... Da, la acesta nu-mi pică, deoarece am nivelul 150. La dragonul roșu, la dragonul albastru, la zăzut, cum se poate observa, pică la orice nivel. Am adăugat și sistemul pentru costume.
Hybrid. Ce tot mă sună? Să mai mă sune. Uitați. Sistem costume. Preze. Cam atât cu prezentarea serverului, ce am mai făcut pe aici, o să mai traduc eu la el. Sper că în seara asta o să-l termin cu tradusul. Dacă întrebați de roa, roa este permanentă. O luați de la Dimag 2 de la Sonhae. Serverul nu deține biologul, nu are alchimie, nu sistem de însoțitor, cât mai simplu, poate mai bine și nu știu ce să fac, să fac PvP sau nu știu. Vă rog voi să lăsați un comentariu ce ați dori voi să fac acest server, să-l țin decât pentru teste sau să-i dau drumul. Eu am fost Zăpăcitul, ne vedem data viitoare, ciao les! Vreau să-mi dai un like, 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 cause you know that I like, like you. Vreau să-mi dai un like, like, like.